da, și frumusețe să avem aici. Vă trească. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Domnului să ne rugăm. În numele Tău, Doamne, Dumnezeul adevărului și al unui Fiului Tău și al Duhului Tău celui Sfânt, pun mâna mea peste roaba aceasta, Andreea Maria, care s-a verificat să facă Dumnezeu cel Sfânt și a se păzit sub acul părmântorilor tale. Te lepezi de Satana, de toate lucrurile lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Mă lepă de Satana. Se schimbe prin ea, se lepede pe omul cel vechi, stricat. Andreea Maria, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Dă-mi-e haină luminoasă. Cum e să fii stată de fetiță? La fel de bine cum e să fii de băiat. Tot copil ești. Bucuros să ești când ai copil, când crești familia, nu? Asta e semenirea noastră. V-ați gândit deja ce vreți să devină în viață? Nu, asta așa alege ea. Fiecare copil e liber să aleagă ce vrea și are destinul lui. Ce urați în această zi, fetiței dumneavoastră? Sănătate, bucurie, fericire și succes, să realizeze ce o să-și dorească. Cum e să fiți în această postură? Venirea pe lumea unui copil este o mare bucurie pentru familie, creștinarea lui. Cred că este un motiv de bucurie și de fericire atât pentru familie, cât și pentru nași și pentru prieteni. Suntem foarte bucuroși că am creștinat pe micuța Andreea Maria. Îi dorim să fie sănătoasă, că viguroasă am văzut că deja este, bărbătoasă, să brăzbească în viață și să aibă și noroc.